Ministrul Antreprenoriatului și Turismului Daniel Cadariu, aflat ieri într-o vizită de lucru în județul nostru, a dat asigurări că Maramureșul este unul sigur, chiar dacă se află la graniță cu Ucraina, și îi încurajează pe români să-și facă concediile aici în continuare și să se bucure de tradițiile păstrate și azi în satele maramureșene. Anunțul ministrului vine după ce proprietarii de pensiuni și hoteluri din Maramureș s-au plâns că pe zi ce trece turiștii își anulează rezervările de Paști din cauza crizei din Ucraina. În cadrul vizitei de lucru, ministrul s-a întâlnit cu autoritățile județene, respectiv cu reprezentanți ai structurilor asociative și industriei turismului din Maramureș. S-a vorbit despre problemele stringente din mediul antreprenorial, cu precădere în zona de turism, domeniu care a fost afectat în ultima perioadă atât de pandemie, iar acum de criza umanitară din Ucraina. Ministrul a anunțat măsurile de sprijin pentru mediul de afaceri, precum și despre lansarea 10 programe care vor avea rol de suport pentru operatorii economici, astfel încât aceștia să-și poată dezvolta afacerile. Yeah.